Doamnelor și domnilor, stimați invitați, dragi militari, drapelul, inul național, unitatea și libertatea sunt valorile cele mai de preț ale României. Astăzi, inul național va răsuna pe locurile în care, în urmă cu 100 de ani, soldații români mureau pentru idealul nostru de secole, România Mare. Și-au dat viața pentru ca România să-și poată grui o altă soartă la care să se închine, așa cum spun versurile imnului, până și dușmanii. Astăzi, pe catargele de aici, de la mausoleul Mărășești, flutură steagul României, al Uniunii Europene și, ca urmare, sacrificiul aproximativ a 30.000 de soldați români căzuți în luptele din 1917. Au luptat pentru o Românie suverană și dodoloață. Au luptat pentru statut unitar la care au îndrăznit să viseze revoluționarii pașoptiști, cei care au cântat pentru prima dată Deșteaptă-te române, la fel cum am făcut-o și noi în 1989. De fiecare dată când intonăm imnul național, să fim mândri că suntem români și să nu uităm că acum 100 de ani ne-am câștigat unitatea națională prin luptă, la fel cum tot prin luptă și jertfă am câștigat libertatea. Să nu uităm că toate aceste lucruri le datorăm eroilor celor care, mai presus de viața lor, au spus dragostea de neam. Astăzi, de ziua inimii național, să urăm cu toții într-un singur glas: la mulți ani, România! Așa să ne ajute Dumnezeu!